În capitolul care l-am recitat astăzi, Allah subhanahu wa ta'ala ne-a vorbit așa cum este obiceiul ultimelor capitole din Coran, chiar juzurilor din Coran, despre ziua de apoi, despre ceas, despre credința în ziua de apoi. Cum bine știm, oamenii, de când au fost creați, de când Allah l-a creat pe om, întotdeauna omul a avut în capul lui niște întrebări. De ce am fost creat? Care este scopul creației mele? Care este rolul meu pe pământ? Ce se va întâmpla cu mine după ce mor? Sunt multe întrebări care ne trec prin cap, prin gând. Subhanallah, toate aceste întrebări le găsim răspunsul în Coran. Când citești Coranul, Allah subhanahu wa ta'ala îți răspunde la toate aceste întrebări. De ce am fost creat? Oma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Noi nu i-am creat pe jin și pe oameni decât ca ei să mă adore. Care este scopul creației? Deci, adorarea lui Allah. Ce se întâmplă cu noi după ce murim? O altă întrebare. Noi, orice, toți știm cum și bunurile pe care le mâncăm au un termen de valabilitate, așa și omul are un termen. Cu toții suntem supuși unui examen deschis. Adică, când intri într-o sală de curs și ai examen la o materie, știi foarte bine, îți dă o listă cu întrebări, ai o oră, două ore să răspunzi, îți dă creionul, îți dă voie, stai, te gândești și răspunzi. Când au trecut două ore, te anunți. Ai depășit timpul, ți-a luat foaia, pune jos pe X-ul, ți-a luat foaia, s-a terminat. În acest pământ noi avem un examen deschis. Numai că acest examen nu este stabilit timpul lui. Când ne trage Allah subhanahu wa ta'ala foaia din față. Unora le trage Allah subhanahu wa ta'ala foaia la 10 ani, unora la 20, unii la 50, unii la 80, unii la 90. Dar problema este că nu știm când. Nimeni dintre noi nu poate să zic că eu o să trăiesc 83 de ani sau 33 de ani sau nu mai știu ce, ca să-ți treci pe gând că lasă că mă duc la pelerinaj când ies la pensie, că o să prind pensie încă mai trez vreo 20 de ani la pensie și atunci fac rugăciunea și să vezi ce musulman bun mă fac. Cum mulți, din păcate, gândesc. Sau lasă că mă însor și după aceea devin bun musulman. După ce se însoară, lasă să fac copii și după aia mă fac musulman. După ce vin copii, păi trebuie să muncesc, să cresc copiii, să învețe, să educ, mă fac musulman. După aia că-s copiii, cea nepoții, trebuie să-i însor pe copii, trebuie să strâng bani. Deci necesitățile, nevoile nu se termină niciodată. Chiar și când ești la pensie și copiii au plecat la casa lor și ai nepoți, stai și gândești, trebuie să aduni pentru nepoții. Deci dacă te gândești strict pentru dunia, atunci toată viața vei fi preocupat. Și nu voi avea timp de credință. Deci Allah subhanahu wa ta'ala toate aceste etape prin care trecem le-a explicat. Ideea este că noi, omul întotdeauna a încercat prin mintea lui și prin experiențele umane să ajungă la aceste răspunsuri. Adică, oamenii au spus, măi, cum eram noi, de exemplu, părinții, știm că dacă bei, de exemplu, cafea, nu mai dormi noaptea, copilul nu știe. Vreau să bea cafea, după aceea nu mai poate să dormă. Ha, înseamnă că dacă bei cafea, nu dormi noaptea. Am învățat un lucru nou. Dacă ne-a ascultat când i-am spus, nu te apropia de... Nu te juca la priză că te curentezi. El se duce și se joacă. Ce e la curent? Și când îl cutremură și nu mai știe de el, a învățat lecția. Dar trebuia să treacă el prin experimente. Așa și noi oamenii. Dacă experimentăm cu Allah subhanahu wa ta'ala, noi avem de pierdut. Pentru că te curentezi, s-ar putea să nu scapi. Allah să ferească, poți să mori. Nu? Te frici, poți să suferi, să stai în spital și dureri și nu mai știu ce. Deci Allah, când ne-a creat, ne-a dat nouă și toate aceste instrucțiuni, care le avem cunoscute în Coran. Dacă le urmăm, e spre binele nostru. Dacă noi ne credem mai presus decât Allah, mai deștepți decât Allah, mai deștepți decât cartea lui Allah și mesajul său, atunci nu ne rămâne să experimentăm, să ne frigem, să ne pârlim, să ne ferească și chiar să ajungem să părăsim această lume fără credință. Deci Allah subhanahu wa ta'ala, când e vorba de credință, aici ne uităm în toate capitolele din Coran, credință, credință, credință. Companuienul profetului sallallahu alaihi wa sallam, 13 ani în Mecca au stat, nu? Și 10 ani în Medina. 11 ani în Mecca nu s-au rugat, nu aveau rugăciune, nu era obligată rugăciune.
15 ani n-au ținut postul Ramadanului. Dar în toată această perioadă ce se întâmpla? Da? Educație religioasă. Profetul sallallahu alaihi wasallam vorbea de credință, de dogmă, de nu știu ce. Și de aceea când a zis profetul un lucru, imediat companioni au pus în practică. Noi în ziua de azi spunem un lucru, spune Allah în Coran, să mă mai gândesc, zice, mai am, până ies la pensie, până nu știu ce. Nu se pregătește să execute. De ce? Pentru că baza nu e stabilă. Baza nu este solidă, nu are temelie. De când companionii profetului sallallahu alaihi wasallam, 10 ani, 13 ani, 15 ani, au pus temelie. Și atunci când avem poruncile lui Allah una după alta, imediat în practică. Ce spun? Citeam 10 versete din Coran, le memoram, nu le depășeam, nu mergeam la altele. Le practicam. Până nu le puneam în practică, nu treceam mai departe. Deci, noțiunea de credință pentru companioni a fost foarte ușoară. Era pentru ei foarte simplu, pentru că au trecut prin experiența cu profetul sallallahu alaihi wasallam și l-au ascultat pe profet. Și au văzut că ori de câte ori l-ascultă pe profet, era spre binele lor. Și atunci, cum a zis și Ebu Becker, dacă a spus profetul, înseamnă că e adevărat. Nu? Când a plecat de la profetul la Beitul Maqdis, Isra și Mi'raj, au venit și au spus politeiștii, au spus, asta e ocazia să-l îndepărtăm pe Ebu Becker de profet. Îi spune, bă, Ebu Becker, uite, prieten, tot ce spune. Ha, 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 ha. A plecat noaptea și s-a dus până la Ierusalim și s-a întors înapoi. Și așteptau ca el să zică, nu e adevărat, cum nu se poate, distanță prea mare. Și ce a zis Ebu Becker? Dacă a spus profetul, înseamnă că e adevărat. Și a fost numit As-Siddiq. Și de aceea pentru ei a accepta informația profetului era ceva cert. Era pentru ei, n-aveau pic de îndoială. Iar în ziua de azi noi musulmani avem mesajul profetului. E ca și cum l-am ascultat pe profet când ascultăm Coranul. Și nu avem aceeași certitudine. Stăm și ne punem 1000 de întrebări. Da, de ce? Da, stai că nu e de vreme, mai e timp. Și vedem cu ochii noștri. În fiecare zi, cum unul dintre prietenii noștri părăsește această lume, zice, mă ducem pe ultimul drum, de fapt el ne arată unde o să ajungem cu toții, ne întoarcem și uităm și o luăm de la capăt. De aceea credința în ziua de apoi este unul din stâlpii de bază ai credinței. Ce spune Allah subhanahu wa ta'ala despre drept credincioși în Coran? Cum deschidem Coranul? După Fatiha. Huden lil muttaqin. Cine sunt aceștia? Ellezine yu'minune bil ghaib. În primul rând, cred în ghaib. Ghaib ce înseamnă? În cele nevăzute. Crezi în existența îngerilor. Îi vezi? Nu îi vezi. Dar crezi. De ce? Pentru că a spus Allah. Crezi că au fost trimiși profeți. I-ai văzut? Nu. Dar de ce crezi? Pentru că a spus Allah și Allah nu minte. Cred în existența îngerilor. I-ai văzut? Nu. Și după aia vine și spune, voi credeți în lucruri. Cum a spus și acel elev, vedeți peretele, profesorul, elevilor, da, înseamnă că există. Vedeți, știu eu, stația, da, înseamnă că există. Îl vedeți pe Allah? Nu, înseamnă că nu există. Și este un elev, zice, îl vedeți pe profesor? Da, înseamnă că există. Îi vedeți mintea profesorului? Nu. Și au zis, nu, înseamnă că n-are mintea. Deci dacă e să o luăm logic, dar de multe ori noi cădem în plasa, în plasa altora fără să realizăm aceste lucruri. Și de aceea, huden lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Prima calitate, cred în ghaib. Allah este ghaib, nu? Îl vedem? Nu-l vedem. Dar îl simțim în fiecare colț al universului, în fiecare parte a universului, peste tot. Vedem perfecțiunea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa bil akhirati hum yu'minun. Yu'minun, dacă zicea wabil akhirati hum yu'minun, și ei în ziua de apoi cred, era o credință mai așa, cred și nu cred. Cum sunt mulți dintre oameni din ziua de azi, poate au îndoieli. Wabil akhirati hum yuqinun. Cert, deci nu există pic de îndoială. Zalika al-kitabu la raib fi. Nu are pic de îndoială cartea de Coran vorbește. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Și în ziua de apoi ei au credință certă că există ziua de apoi. Iar cei care n-au credință în ziua de apoi, ce se întâmplă cu ei? Vin și o să intri în paradis, păi cum intră? Există rai și iad, ce se întâmplă după moarte? Unii zic că nu există, unii zic că există. Și cum intri în rai sau în iad, pe baza a cărui criteriu? Și începe fiecare cu filozofia lui. Islamul a venit și a spus, ai fapte bune, intri în paradis. Poate să fie taic tu cine o fi. Ai fapte rele,
intri în iad. Poate să fie taică tu? Cine o fi? Fiecare salvează propria piele. Nu merge să mă rog eu pentru unchiul locutare. Chiar dacă îmi dă bani. Fac eu rugăciunea în locul lui. Țin post în locul lui nu știu care. Că el nu are chef să țină post și mă plătește pe mine să țin post. Merge? Nu merge. Sunt obligativități individuale. Trebuie să le facă fiecare om în parte. Și de aceea la noi, ce spune? Câștigăm paradisul prin faptele noastre și străduința noastră. Prin credința noastră. Nu prin străduința altora. Și în același timp, alt grup de oameni au venit și au zis că nu există viață după moarte. Dar aici a intervenit o problemă. Nu există viață după moarte? Nu există. Ok. Și ce se întâmplă cu noi? Păi ce se întâmplă? Murim și gata, se termină totul. Da, zice, dar atunci ce rost mai are să mai respect niște reguli? Să fiu om cinstit, să fiu corect, să nu mint, să nu fur, să nu prea curvesc, să nu știu ce. Dacă mor și se termină totul, îmi trăiesc viața la maxim. Fac toate lucrurile care îmi plac. Și nu am nicio opreliște. A, păi nu, ce se întâmplă? Că dacă ești un om cinstit în lumea asta, după ce mori, vei reînvia ca o pasăre, reînvii ca nu știu ce. Dacă ești om rău și ai făcut păcate multe, vei reînvia ca un șarpe, te chinui, te, ca un, știu eu, ca o șopârlă, ca o râmă, toată viața stai și te chinui. Au încercat să o dea în filozofii de karma, reînviere și nu mai știu ce. Pe când Allah subhanahu wa ta'ala în Coran spune foarte clar: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Cine face o faptă bună cât un colb, cât un firicel de praf sau cât un bob de muștar, va avea parte de bine. Și cine face rău, cât un colb, cât un bob de muștar, va avea parte de rău. Și aceasta este culmea dreptății. Dar mulți dintre oameni nu vor să o accepte pentru că nu le convine. De aceea credința în ziua de apoi, de fapt, ce înseamnă? Credința în ziua de apoi este pentru noi criteriul prin care noi ne autocorectăm. Noi ne cizelăm comportamentul nostru și câștigi o etică și morală demnă de a ieși în fața lui Allah în ziua de apoi, când ai socoteală și să spui: eu sunt robul tău, o Allah. Pe când cei care nu cred în asta, nu fac fapte bune, trăiesc o viață haotică, așa cum vor muri, vor reînvia. Și cum vor reînvia, vor da și socoteală în ziua de apoi. De aceea toate aceste lucruri ce țin de ziua de apoi sunt din ghaibiat. Noi nu avem cum să ajungem cu gândirea noastră la ce se va întâmpla în ziua de apoi. Noi vorbim doar ceea ce ne-a vestit profetul și Coranul. În rest, că există sărat, că există mizan, că există berzah, că există viața în mormânt, că există pedeapsa din mormânt, toate aceste lucruri ce sunt? Nu poți să ajungi tu cu gândirea ta să descoperi acestea. Aceste lucruri au fost menționate de profet sallallahu alaihi wa sallam în relatările sale de Allah subhanahu wa ta'ala în Coran și pe baza lor noi credem în ele și le punem în practică. De aceea credința este temelia, baza scăpării noastre, izbânzii noastre în ziua de apoi. Dacă nu ai credință, până și faptele bune care le faci sunt în deșert. E ca și cum ai clădi o casă fără temelie. La primul vânt, prima inundație, salam aleikum, s-a dus pe apa sâmbetii. De aceea baza trebuie să fie solidă. Și când vorbim de bază, vorbim de dogmă, vorbim de achide, de credință. Dacă credința nu e solidă, atunci totul va fi slab. Allah subhanahu wa ta'ala să dească în inimile noastre o credință puternică, inshallah. Barakallahu fikum wa qumu ila salatikum.